Bună seara, stimați telespectatori! Din nou împreună la Pasul la Offside, emisiune care în această seară l-are invitat pe primarul municipiului Ploiești, Iulian Bădescu. Bună seara, Iulian, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cu plăcere, o emisiune care se adresează în proporție de 100% sportului, fotbalului, subiectul legat de sala sporturilor, dar și a hipodromului. O să vedem dacă mai avem timp să vorbim despre ultimele două, pentru că, iată, fotbalul a monopolizat. Sunt extraordinar de multe întrebări venite pe adresa primarului Iulian Bădescu și mă grăbesc, rugându-l în același timp pe domnul primar să răspunde extrem de concis la întrebări, nu de alta, dar să dăm satisfacție tuturor celor care să-și audă numele. Să știți că pot să răspund și foarte scurt, dar nu știu dacă o să-ți convină. Hai să vedem, hai să vedem. Dar măcar să fie, da, o chestie, să iasă ceva ca lumea. Sunt convins că va fi așa. Răzvan începe din prima și întreabă de ce ați închis o lojă înaintea meciului cu Petrol. Cu Pandurii. N-am închis nicio lojă. Cum să închid lojă? De ce ați închis o lojă? De unde fi știind el? Nu știu. Înaintea meciului cu Pandurii. Nu, n-am închis nicio lojă. Am închis lojele după meci cu Pandurii. Când FC Petrolul predă lojele către primărie. Asta e o chestie, da, normalitate. Asta e chestiunea de... Deci Răzvan... De, nici n-am cum să închid lojă eu. Că eu Iulian Bădescu, primarul municipiului Ploiești sau primăria municipiului Ploiești, adică nu se adresează. N-are nicio lojă a primăriei. Adică nu poate să închidă o primărie o lojă care nu e a ei. Da, am înțeles. Vă place stadionul Ilie Oană? Dacă vă place, de ce nu încercați să-l înfrumusețați cu dărâmarea cocioabelor din fața acestuia, din spretarea stadionului și până amenajarea unei parcări moderne? Da, îmi place stadionul Ilie Oană. Bun. Și dacă vă place? Îmi place foarte mult stadionul Ilie Oană, iar clădirile din fața stadionului Ilie Oană nu pot să le dărâm atâta timp când nu construiesc o nouă sală de sport pentru gimnastică. Care? Care în acest moment nu am bani pentru această sală de sport. Și care urmează, și care? Ca într-o perioadă de timp? Care urmează într-o perioadă de timp, funcție de bani, să facem și așa ceva. Să acum termină mandatul? Prioritățile sunt... Până atunci? Cred că în acest mandat nu va avea loc acest lucru. Probabil în următorul. Dacă suntem sănătoși și mai sănătoși. O să ocup această funcție, discutăm. Foarte multă lume vă consideră necivilizat, vă contestă necivilizat, așa cum am făcut-o și eu, dar fără a vă jigni. Ei, foarte mulți mă înjură, nu? Ascultă-te, necivilizat. Da. Dar spune că dumneavoastră le jigniți inteligența ploieștenilor și a celor care au votat. Sper totuși că o să aveți intenții bune și că veți fi în imposibilitatea și că nu veți fi în imposibilitatea de a acționa, așa că nu vă scuză. Faceți totul pentru stadionul Petrol, nu e suficient că a fost clădit, au trecut 2 ani, este prea mult pentru amenajarea spațiilor și a zonei înconjurătoare. Mă deranjează că ascunde stadionul în spatele unor ruine. Luați exemplu izraelienilor de la Afi Palace, care schimbă toată zona barierii Bukov și îi place și crede el că el crede că ei au putere financiară și că dumneavoastră o puteți avea cu puterea de decizie. Hai ca să te rămătă cu stadionul, să explic exact ce se întâmplă acolo, tocmai pentru a nu avea discuții. Să nu mai fie și prea multe întrebări. În stadionul în acest moment urmează să investim bani în partea din spate de sub tribuna a doua, unde vom construi sălile de antrenament pentru box, sălile de antrenament pentru atletism, pentru ciclism, toate secțiile care știți cu toții ne-a desfințat și care în acest moment nu au unde să desfășoare activitate. Corect. Boxul având în acest moment cea mai mare problemă, pentru că sala de box unde s-a antrenat până acum atât CSM-ul, Clubul Sportiv Municipal, cât și Moroiță cu Clubul Sportiv FC Petrolul, parcă de FC Petrolul ține el, nemai fiind utilizabilă de la 1 octombrie. Noi am negociat cu actualul proprietar și am reușit să ducem până la 1 octombrie perioada în care putem folosi această sală pentru box. Uh-huh. Pe cale de consecință, toate spațiile de sub tribuna a doua și peluză, toate spațiile care sunt construite pe stadionul Ilie Oană vor fi amenajate. Bani se vor duce în această zonă foarte mulți, pentru că, vă spun un lucru oarecum ciudat, toată această zonă nu beneficiază de încălzire. Motiv pentru care investiția în aduce instalația de încălzire de la Dalkia sau în aduce gaze sau energie electrică pentru a asigura încălzirea în această zonă costă foarte mulți bani. Pe lângă asta și minimul necesar pentru desfășurarea activității din punct de vedere al antrenamentului, la fel înseamnă investiție din partea bugetului municipalității. Aceasta este investiția care se va face în acest moment în stadionul Ilie Oană din banii primăriei în acest mandat. Pentru zona din față, repet, trebuie relocate toate acele spații de antrenament. Acolo avem spații de antrenament pentru lupte, pentru judo, este șah, este tir, este ăsta cu planoarele, modelismul și cel mai important și cel mai mare spațiu este gimnastică. Relocarea acestor secții din aceste clădiri, care într-adevăr sunt părăgenite, înseamnă foarte mulți bani. Înseamnă construirea unei alte săli
de antrenament. O astfel de sală este minimorum undeva în jur la 2 milioane de euro. Nu există în acest moment în bugetul primăriei o sumă disponibilă pentru această activitate. Dar nu poate fi mutată jos acolo sub sala Olimpia? Nu. Duceți-vă, vedeți ce e acolo și o să vedeți că vorbim și de sala Olimpia. Dar răspunsul e nu. Răspunsul este nu. Bun. Pentru că sunt niște stâlpi în mijlocul sălii, ca să înțelegeți ce e în sala. Dar ce a fost cu mintea lor care a făcut treaba asta? O minte care nu mai comentez. Eu am preluat un proiect într-un stadiu, a trebuit să-l duc la capăt, el era blocat, am reușit să-l deblochez și vom avea o sală începând cu luna septembrie. Dar revenind la stadionul Ilioana, asta va fi investiția care se va face în acest stadion. Pe partea din față, evident că în acest moment s-a făcut o investiție cu ajutorul companiei Lukoil în reamenajarea sălii de lupte, unde se antrenează în arte marțiale, specific caucazian rusesc, nu știu exact cum se numește acel sport de arte marțiale, și avem în vedere modernizarea, să spun așa, părții de cazare. Dacă țineți minte, în partea de dreapta, din stânga, cum te uiți, la stradă erau anumite camere și erau folosite pentru cazarea sportivilor și încercăm pe acea zonă să găsim niște bani ca să le reamenajăm cât de cât, în special partea de acoperiș deci și partea interioară. Deci de dărâmare, ci de reamenajare. O reamenajare cu foarte puțin bani, provizorie, până când vom avea bani pentru a construi o nouă sală de sport. Pentru că până atunci nu putem dărâma ce e acolo. Deci să nu se gândească proiectanul la mai puțin de 3 ani. Din punctul meu de vedere, nu. Dacă apare vreo minune, eu vă spun sincer ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Asta ce înseamnă stadionul Ilioana. Okay. La stadionul Ilioana mai sunt colțurile de care se face referire foarte des. Unul dintre colțuri a fost închiriat societății comerciale SCFC Petrolul, SA, care este pentru birouri, este sediu pentru birouri. Celelalte două colțuri le vom scoate la licitație și pe acele le vom închiria, tot pentru birouri, pentru că altă destinație, nu văd ce destinație comercială, nu cred că e nimeni interesat să facă acest lucru. Ați mai făcut vreo discuție legată de SRI? Colțul ăsta? Nu, cu SRI n-am mai făcut nicio discuție legată. Este și greu să faci o discuție pe acea temă. Plus de alta, repet, ca să construim acel colț, ne trebuie bani. Deci iarăși bani. Adică, să înțeleagă și să știe proiectanul că bani nu sunt acum. Nu sunt bani pentru lucrurile astea. Mai avem și alte priorități. Adică, corect, cu tot respectul pentru asta, nu avem numai sport în oraș. Adică mai avem și multe alte domenii care trebuie dezvoltate. Și pe cal de consecință trebuie să avem grijă și de acest domeniu, inclusiv alte domenii sportive, pentru că nu vorbim un plăci numai de fotbal. Corect. E adevărat. Asta cu privire la infrastructura de la la Petrolul Mae, am închiriat, SGU a închiriat toate spațiile din partea de, inclusiv pub-ul, sala aceea de festivități. Ele sunt închiriate, noi încasăm chirie la Societatea de Gospodărie Urbană, la SGU. Să spun așa, interesul celor care au închiriat ca să dea drumul cât mai repede la acele spații. Inclusiv SCFC Petrolul S.A. a închiriat spațiu pentru magazinul de prezentare și pentru muzeul clubului. Dar care o fi rațiunea pentru care nu se dă drumul la așa ceva? Așa, nu știu, chiar nu ar fi bani. Acum, eu vorbesc de ceea ce ține de primărie și de societăți în subordine. S-a făcut acea închiriere, acum ține de cei care au închiriat, că eu nu văd de ce să le țină nefolosite. Bani. Da, pentru că nu poți să le ține folosite. În punctul meu de vedere, trebuie să dea drumul cât mai repede ca să obțină bani. Ce va determina să vă afișați în centrul atenției după câștigarea de către Petrolul Cupei României, atât pe gazonul Arenei Naționale, cât și în autobuzul care s-a defilat? Imagine, atribuirea unor merite și care ar fi acestea, întreabă Fid. Da. Bun, acum, eu nu ascund, eu am avut o relație foarte bună, excelentă cu fostul acționar de la FC Petrolul S.A. cu domnul Florian Walter. O relație care ne-a apropiat și uman și ne-a apropiat și instituțional foarte mult. Dumneavoastră țineți minte foarte bine, am fost și în Turcia, după echipa am vorbit cu jucătorii. Chiar înainte de finala Cupei României am fost rugat să mă prezint în cantonamentul echipei la București, la hotelul Golden Tulip, am stat de vorbă cu jucătorii. Spun așa, i-am îmbărbătat și încurajat în același timp cât am putut, arătând și interesul nostru al primăriei și al orașului pentru performanță și pentru o stare de bine pentru toată lumea. Bun. Pe cale de consecință, am fost asimilat într-un fel sau altul ca fiind partea acestui fenomen atât timp cât a fost domnul Walter și am fost rugat atunci să fiu aproape de echipă, pentru că în domnia sa și domnul Capră de afă au spus întotdeauna că am avut și un rol în această performanță. Unii știu mai bine, alții știu mai puțin. Ideea este că normal că și eu am fost luat de val, m-am simțit și simt în continuare mândria de a fi ploieștean, mândria de a avea o astfel de performanță, de a participa activ la o astfel de performanță și am dat curs invitație de a fi cât mai aproape de echipă. Asta a fost și o chestie prin care, pentru care
Te-ai prezentat și în autobuz? Da, m-am urcat cu Florina Valter, cu domnul Capră, am fost cu domnul Capră jos. Adică sunt lucrurile care țin de acea activitate de moment. De moment. Eu vă spun sincer, cred că am fost puțin care am crezut în momentul în care a venit domnul Walter la Ploiești că vom avea o astfel de performanță într-un singur. Corect. Același fiind întreabă, cât timp aveți de gând să vă mai ascundeți în spatele motivului că trebuie să plătiți datoriile fostei administrații locale și de aceea n-aveți bani pentru îndeplinirea promisiunilor din campania electorală? Încă 3 ani? Domnul Fid, eu nu mă ascund de nimeni. Eu fac public ce am găsit. Este un lucru care poate constata oricine, atât financiar, cât și din punct de vedere al activității la Primăria Ploiești. Mă chinui de mai bine de un an de zile să dau drumul unor proiecte importante, pentru că nimeni nu le-a băgat în seamă. Ele vor începe. Probabil după aceea domnul Fid mă va înjura de ce e orașul sub escavatoare, în gropi, sub șantiere, pentru că ăsta e cursul lucrurilor. Mie mi-ar fi convenit să ajung la primărie, să fie făcute, să fie semnate contracte de finanțare, să fie munca pe care trebuie să o facă orice primar făcută și eu decât să fiu pus în postura de a urmări și de a derula niște proiecte. Nu, eu am ajuns la primărie fără a exista niciun proiect, eu am fost obligat să pun pe roate niște proiecte, am fost obligat să accesez niște fonduri, eu nu am luat nimic de gata. De un an și 2 luni de zile eu muncesc pentru a da drumul unor aceste proiecte. Primul lucru pentru a depune cereri de finanțare, al doilea lucru pentru a depune proiectul, al treilea lucru pentru a semna contractul de finanțare, al patrulea lucru pentru a ridica, a da drumul la licitație, al cincilea lucru, acum cum sunt azi, a deschide licitațiile și le-a judeca. După aceea o semnesc contractele de execuție a lucrărilor și o să înceapă și, spun așa, mult așteptatele lucrări de municipiul Ploiești, care, vă spun eu, or să însemne foarte mult pentru acest oraș și în același timp o să aducă din partea unor domni, ca Fid, în jurături, pentru că de ce e orașul sub noraie? Pentru că ăsta e mersul lucrurilor. Ne vom întâlni probabil peste 3 ani sau peste 2 ani jumate și atunci ne vom bucura că orașul arată altfel. Dar pentru ca un astfel de oraș să arate altfel, trebuie să parcurgem niște pași. Repet, nu am avut șansa, bucuria, satisfacția ca cel dinaintea mea să-i făcut acei pași și eu să preiau din mers o activitate care mergea. Nu, am luat ceva de la minus și încerc să o aduc la plus. Ați spus toate cele 5, 6, 7 părți ale preambulului acesta al discuției, așa ca o poezie. Știută super bine, adică sunt lucruri care probabil că le sunt. O spun pentru că o explic în fiecare zi lucrul acesta. Pentru că toți oamenii mă întreabă, colegii mei de partid, colegii mei de primărie, familia mea, prietenii mei, oamenii care sunt, au fost și vor fi alături de mine. Care e întrebarea care te sâcăie? Mă sâcăie cel mai tare că nu fac nimic în oraș. Asta e întrebarea care mă sâcăie cel mai tare, pentru că este o întrebare justificată în foarte bună măsură, pentru că nu se văd lucruri serioasă să mișca în oraș. Și explicația pe care o dau de fiecare dată, știți că la un moment dat spui, uite, sunt pe drumul cel bun, uite, am depus proiectul, am semnat finanțarea, am ridicat pe SEAP, acum deschid oferte. Chiar astăzi să știți că au fost deschise ofertele pentru ultimul tronson, am deschis toate 4 tronsoane de cale de rurale tramvai. Am deschis ofertele. Acum le studiem și urmează ca într-o lună maxim să semnăm contracte, să le ajudecăm. După ce le ajudeci, urmează încă o perioadă de contestații și după aceea semnesc contractul de lucrări. Ce înseamnă asta? În iarnă? Da, probabil că în septembrie o să putem semna contractul de execuție a lucrărilor. Începe iarna? Zăpada? Bun. Bună măsură se mai lucrează, se fac organizări de șantier, încep să miște lucrurile în sensul care ți-l dorești. Emisiunea e foarte scurtă, astfel încât luăm o scurtă pauză la publicitate și
Clinica Dental, radiologie dentală digitală. Rapiditate, eficiență, siguranță. Aparatură de ultimă generație. Iradiere cu până la 85% mai mică. MK Dental, strada Ștefan Greceanu, numărul 14, lângă Covrici Calzi. Grija pentru tot ce te înconjoară. Revenim în cadrul emisiunii, al cărei invitat este primarul Iulian Bădescu. Ionuț întreabă care sunt relațiile existente între dumneavoastră și conducerea FC Petrolul. Actuală conducere. Prima, actuala conducere. Instituționale. Este un singur cuvânt? Adică un singur cuvânt de spus? Sunt relații între proprietarul unui stadion și o echipă privată de fotbal, care folosește emblema, numele, marca, care aparține nouă tuturor ploieștenilor. Sunteți mulțumit, ca să spun așa, de tot ce se întâmplă? Domnul Vanghelescu, eu am fost mulțumit când am văzut că a venit un investitor în Ploiești, când a făcut un contract de finanțare de 1 milion de euro, când asigura aceste echipe sau a asigurat aceste echipe un confort și condițiile pentru a se face performanță. Acum nu am siguranța pe care mi-a dat-o mie Florian Walter în momentul în care l-am cunoscut și în momentul în care a venit la echipa FC Petrolul Ploiești. Asta prin plecarea dânsului? Da, prin plecarea dânsului, prin faptul că lipsesc acei bani sau acei bani nu mai vin la echipă care era asigurată de domnul Walter, prin faptul că nu există acea transparență sau acel confort financiar din punctul meu de vedere necesar creșterii calității performanței și creșterii performanței. Petrolul Ploiești sau echipa controlată de domnul Capru în acest moment are un buget considerabil. Nu uitați că 2,8 milioane de euro, aproape 2,9 milioane de euro vin de la Liga Profesionistă de Fotbal. Pe lângă asta adăugați banii încasați din vânzarea de bilete, din loje, din alte drepturi de publicitate, această echipă are undeva la aproape, nu știu, 4 milioane de euro buget. La acest buget s-au alăturat într-un fel sau altul și acei bani de premiere, bani care au mulțumit jucătorii care au evoluat pentru... O primă tranșă. O primă tranșă. Banii pentru premiere, o primă tranșă care nu știu în acest moment dacă ei acoperă integral prima promisă sau numai parțial. Practic sunt constituite elementele, toate elementele pentru ca Petrolul Ploiești, din punctul meu de vedere, să lupte nu numai pentru cupele europene, să lupte aproape pentru titlu, pentru că, nu uitați, Steaua București este într-o, chiar dacă are un lot valoros, foarte valoros, se află în condiții foarte tensionate, financiar, din câte știu, nu stă foarte bine, pentru că au datorii foarte mari la jucători. Nu știu ce echipă, probabil, poate Pandurii Târgu Jiu să mai aibă condițiile. Acolo am înțeles că condițiile de la Ploiești. Nu cred că e echipă în momentul ăsta în România să stea așa bine ca Petrolul Ploiești. De aceea, cred eu că ține de conducerea acestei societăți comerciale, conducerea acestui club de fotbal, de Cosmin Contra, de Dan Capr, de managerul sportiv de la FC Petrolul, Mario Nicolae, ca să facă performanță. Au toate condițiile.
Care este termenul de finalizare? Nu, ăsta vreau să vă întreb. Când și câte tranșe vor fi virate din restul de bani aferenți performanțelor realizate de petrol în sezonul trecut? Deci, noi am virat până în acest moment 1,2 milioane de euro. Din cei 3 milioane de euro stabiliți prin hotărâre de Consiliu Local, în mod teoretic urmează ca celelalte două tranșe să fie acordate, una până la sfârșitul acestui an și o altă tranșă până la sfârșitul campionatului, respectiv iunie 2014. Așa este stipulat, nu? Deci ei deja știu, se știe treaba asta. Da, bineînțeles că se știu. Nu, interesant este că nimeni nu spune nimic. Am făcut conferință de presă, domnul Capra a anunțat lucrul ăsta. Deci până la sfârșitul anului urmează a doua tranșă, iar până la sfârșitul campionatului, iunie 2014, a treia. Eu am dorit foarte mult să întâmple acest lucru pentru a avea această siguranță că echipa noastră de fotbal are continuitate în activitate. Uh-huh. Pentru că, repet, eu văd care sunt modelele. Mă uit așa în jur ce se întâmplă și nu neapărat în România. Întotdeauna în spatele unei echipe puternice trebuie să fie un investitor foarte puternic. Ori la Ploiești? Ori în acest moment e unul, poate nu știu eu foarte bine, poate știu alții altceva, eu unul n-am garanția și certitudinea că în spatele acestei societăți comerciale private, repet, private, să se înțeleagă foarte bine da. Acest lucru, se află un investitor puternic. Acel investitor puternic care știam eu că putea face acest lucru a plecat. Și a plecat cu, să spun așa, și cu arme și cu bagaje și a lăsat un mare gol în ce înseamnă visteria clubului. Norocul nostru în acest campionat este că am luat acești 3 milioane de euro de la Liga Profesională de Fotbal. Altfel, dacă am fi început în condițiile de anul trecut, nu stăteam deloc bine. Așa, din ce știe primarul municipiului Ploiești? De ce a plecat Walter de la echipă? Nu știu. Știi, dar nu poți să ne spui. E mai elegant să spui treaba asta. Nu că nu știi. Poate că știi. Poate că știu, dar nu-i dreptul meu de a spune. Am înțeles. Și nu e în puterea mea și în dreptul foarte meu frumos. De a spune lucrurile. Asta așa trebuia spus, pentru că mie mi se pare corect să fie așa, câtă vreme... Credeți-mă că am avut discuții cu domnul Walter și probabil că o să mai avem discuții, că na, lumea asta este mică, ne mai întâlnim în București, în Ploiești. Sunt locuri destule. Este foarte aproape, are un domiciliu foarte aproape de noi, la Țipărești. Ne o să ne întâlnim și o să mai discutăm. Însă un astfel de loc este greu de acoperit de cineva. Există probleme pe relația Bădescu-Capră? S-a speculat că după meciul cu Panduri a izbucnit un conflict între cei doi. Dacă e adevărat, de ce natură sunt acestea? Nu este niciun conflict între mine și domnul Dan Capră. Nu avem de ce să ne certăm. Putem fi cel mult supărați pe unele vorbe sau declarații spuse pe la un col sau altul. Da, cred că sunteți mai oameni, nu este ora de un conflict. Important. Eu chiar încerc să pun în practică ceea ce am fost învățat de oameni cu experiență în lumea asta fotbalului. Să stau departe, mai ales atunci când lucrurile nu sunt în mâna mea. Pentru că, repet, tot ceea ce ține de managementul acestui club de fotbal, acestei echipe, nu e în puterea primarului, nu e în puterea Consiliului Local. Noi nu am făcut altceva decât să premiem o performanță și să depunem toate diligențe, să facem toate eforturile pentru a asigura aceste echipe acel pat frumos, pe care, călduros, pe care să doarmă ca lume. Și asta o facem, credeți-mă, 100%. Va mai fi cazul și pentru acest an? Adică s-a mai discutat despre o eventuală altă premiere în cazul în care petrolul va avea... Premierea, conform hotărârii de Consiliul Local, este valabilă pentru 5 ani. Uh-huh. Condiții de performanță pot... îndeplinite, pot asigura aceste premiere pe următorii 5 ani competiționali. În același timp, spun și o subliniez, pentru că este foarte important acest lucru, aceste premiere se acordă funcție de bugetul primăriei municipiului Ploiești. Da. În cazul în care bugetul, din punct de vedere bugetar, vom fi puși în dificultate în a asigura une din obligațiile noastre, cu siguranță voi alege să plătesc profesorii sau să asigur sistem de sănătate, sistem de învățământ, decât să dau banii la echipa FC Petrol Ploiești. Mai ales că, repet, această echipă este o echipă privată. Noi nu am făcut altceva decât să primim niște oameni care au făcut din numele orașului nostru, din mărcile care ne aparțin, niște branduri recunoscute la nivel național și internațional. Corect. Asta am făcut-o și o să o fac de fiecare dată, indiferent de sport. Pentru că atunci când despre Ploiești, despre
locul în care noi trăim și în care ne bucurăm să trăim, ne desfășurăm activitatea, se vorbește frumos în lume, este de datoria este ta și păcat ca edil să sprijină acea activitate. Deci să înțelegem clar că dacă Petrolul va câștiga campionatul, nici nu s-ar pune problema ca primăria să nu recompenseze asta. Evident că această echipă, acești oameni care au muncit vor fi recompensați, pentru că este vorba de numele orașului nostru. Cam înțeles. Valentin întreabă câți bani s-au plătit până acum. Am spus urmarea contractului de asociere între Asociația Comunitară Lupi Galben 2012 și primărie și la ce dată? Am spus-o mai devreme. Și am plătit imediat după Supercupa României. Eu înainte de Supercupa României am avut o discuție cu jucătorii. Că vă mai spun un amănunt. Da. Și ne-am spus, domnule, conform celor stabilite, urmează să primiți banii premierea. În acel moment, țin minte că era o discuție în ziua de vineri. Luni trebuia să plătim banii, tocmai pentru ca miercuri, când un jucător intra în teren, să aibă banii asigurați în cont. Corect. Asta fiind și un motiv, doamne, pentru a, să spun așa, fi mai motivați în ceea ce înseamnă Supercupa României. De nefericire însă, la acea dată, luni, ne-am trezit că Petrolul Ploiești, Clubul Petrolul Ploiești, Societatea Comercială Petrolul Ploiești, nu și-a chitase toate datoriile către municipalitate. Condiție esențială în achitarea banilor de către primărie, către Asociația Lupii Galbeni. De aceea a fost întârziată cu 2 zile plata, de aceea jucătorii și-au primit cu 3 zile întârziere primele promise. Pentru că acea condiție trebuia îndeplinită și eu nu puteam să trec peste o condiție stabilită de către Consiliul Local. Ok. Consiliul Local al municipiului Ploiești se mai implică în centru de copii care colaborează cu Petrolul? Asta este una dintre supărările mele, dacă vreți să fiu sincer. În discuția care am avut-o cu Walter, cu domnul Walter, anul trecut, domnia sa și-a luat obligația să realizeze pentru Petrolul Ploiești, pentru orașul nostru, un centru de copii și juniori de excelență. Motiv pentru care chiar eu i-am ajutat prin faptul că primarul de la Pucheni este din PSD, să căutăm un teren unde să-l cumpere SCFC Petrolul, să desfășoare o astfel de activitate, pentru că noi nu, din punctul meu de vedere, nu poți să crești fotbalul numai pe jucători aduși de afară. Și care sunt riscuri, adică l-a adus pe, nu știu, Dorei acum, l-am adus, poate dă rezultate sau nu. L-am adus pe Bochila, a dat. Dar am mai adus încă vreo 5 care nu mai știu pe unde corect, sunt. Corect. Și am zis, domnule, nu poți să vii la Ploiești numai să facem mercenariat. Trebuie să și facem ceva pentru orașul ăsta. Eu sunt de acord, venim, te ajutăm pe tine, echipă. Premiem performanța. Dar tu trebuie să încerci, într-un fel sau altul, să crești performanța de la nivel mic, juvenil. Și eu am făcut fotbal și dumneavoastră, că toți, na, era o modă când eram copii să jucăm fotbal. Da? Să facem așa. Da, asta era distracția atunci. Corect. Și am zis, hai să facem. Atunci domnul Walter a zis, ok, nicio problemă, facem așa ceva. Au și căutat un teren, l-au găsit la Pucheni, lângă pădure, destul de aproape de oraș. Era vorba de vreo 5-6 hectare de teren. Chiar domnul Crângu, mi se pare că s-a ocupat de această activitate de găsirea terenului proprietarii. Evident că a plecat Walter, s-a stopat tot. De ce? S-a stopat tot pentru că banii, dacă sunt, nu știu dacă sunt, sau banii, dacă vor fi, au o altă destinație. Zice-se pentru performanță. Motivul pentru care una dintre supărările mele este că acest centru de copii și juniori nu este construit și făcut lângă echipă. O altă supărare de-a mea vis-a-vis de supărare. Nu pot să zic supărare. Amărăciune și cred eu că trebuie făcut lucrul ăsta. Pentru că văd ce se întâmplă. Petrolul nu poate să trăiască fără să aibă un satelit. Nu zic în Liga 2-a. În Liga 3-a. Uh-huh. Adică să nu fim acum obligați să dăm 2-3 jucători care nu joacă la noi, să joace la altă echipă, pe nu știu unde, să-l plătim tot noi, să nu-l avem sub supraveghere. Și aveam această variantă foarte convenabilă cu Competu. Deci că sunteți frați contra Bădescu, frați. Nu, lucru care l-am discutat și cu Walter când a fost și a fost perfect de acord. Mai ales că acum Competu și încearcă să externalizeze, încearcă să scape de această echipă și de arenă. Și de arena de fotbal, care era un foarte bun, să spun așa, vehicul în susținerea performanței. Nimic din asta nu s-a făcut. De ce? Nu s-a făcut pentru că nu sunt bani. Banii sunt dreaptă în acest moment, din ce știu eu, de la domnul Capră și de la domnul Crângu mai puțin, dar domnul Capră și cei din jurul domniei sale, către susținerea echipei actuale, către performanță, pe un program pe care, înțeleg, Cosmin Contra l-a făcut și eu cred foarte tare în Cosmin, pentru că are această ambiție de a deveni antrenor mare și atunci când ai ambiția de a deveni cineva, poate și reușești. Depui și efortul în sensul ăsta. Fără un pic de noroc, evident că nu reușești. Hai să ne întoarcem la Competu. Revenind,
revenind, activitatea de centru copii și juniori care desfășoară în acest moment se desfășoară numai la CSM, la Clubul Sportiv Municipal Ploiești, o instituție care mi aparține. Eu încerc să o dezvolt cât se poate de repede, însă țin și eu de câțiva pași. Știți foarte bine, am discuțiile cu Lukoil pentru arena de la Petrohotel Teleagen. Așteptăm în continuare niște aprobări din Rusia și sper că anul acesta să reușesc să o achiziționez. Și vreau acolo să creez un centru de pregătire pentru copii și juniori. CSM. CSM Ploiești. Bun. Aflat în subordinea primăriei, un centru care, evident, fiind de stat și neavând, să spun așa, o structură superioară din punct de vedere fotbalistic, se va rezuma în a antrena copiii și noștri și de-a-i le pune o minge la dispoziție și a juca fotbal cât de cât în niște condiții și niște specificații tehnice prestabilite. Adică nu alantala pe cum jucam noi înainte de multe ori, da, pe un neorganizat. Maidan. Deci, într-un mod organizat. Ce se va întâmpla cu acei copii și juniori mai târziu, nu știu. Probabil că îi vor lua alții. Da. Alți pași. Alți pași, care dacă nu mai țin de mine. Și dacă vorbim de petrol și dacă vorbim de chestia cu Competu. Dar e păcat că această chestie nu e făcută, spun așa, la nivelul echipei. Cu Competu am avut o discuție foarte clară cu domnul Ilaș, directorul de la Compet. Și chiar l-am sunat pe domnul Capăt și am zis, domnule, de ce nu las Competu? Înțeleg că din punct de vedere al staffului tehnic, această arenă, din punct de vedere al cantonamentului, nu corespunde cerințelor unei echipe de divizia. Întru totul, dar era ok. Domnule, așa mi s-a spus, că această arenă, din punct de vedere al condițiilor, nu corespunde pentru un lot de divizia națională. Ca și teren de fotbal, teren de pregătire să... Tot teren de să așa. Bată mingea, să facă schemele tactice și ce mai acolo, mergea. Dar din punct de vedere al cantonamentului nu mergea și domnilor preferă cantonamentele la Săftica, la Mugoșoaia și unde mai sunt. Nu cantonamente, preferă antrenamentele. Antrenamente și cantonamente. Cantonamentele nu, se fac la hoteluri în Ploiești. Da. La domnul Andi. Unde să fac? Nu mă interesează. Deci din punctul ăsta de vedere nu a existat un interes deosebit. Înțeleg că Petrolul totuși a depus o hârtie către Compet, prin care își manifestă intenția de a prelua baza. Și aici a revenit la o problemă pe care o are Competul. Competul este societate comercială. Din nefericire, ei nu pot da baza cu titlul gratuit, așa cum speră FC Petrolul, care și ea este o societate comercială, privată. Și pe cale de consecință, cred că va exista un blocaj aici. Pentru că nicio societate comercială, fie ea de stat, nu poate da o forniță gratuită una alte societăți comerciale private o arenă de fotbal, care costă și ea câteva, nu știu, sute mii de euro. Asta nici în cazul în care domnul Ilaș va deveni un manager privat sau ceva de genul ăsta? Nu contează ce devine domnul Ilaș. Contează că are un consiliu de administrație, o adunare generală acționară reprezentată de minister și nu poate, cum nici eu nu pot, nici un reprezentant al statului, nu poate da cu titlul gratuit o arenă sportivă. Chiar dacă își dorește foarte mult domnul Ilaș, și eu îmi doresc să fac foarte multe lucruri, dar nu se poate pentru că legea e una pentru toți. A fost vorba de achiziționarea bazei sportive de la Vega pentru a-ți face un cantonament modern pentru Petrolul. Știu că baza respectivă a fost achiziționată, dar de construirea cantonamentului ce să mai aude, întreabă Florian. Nu a fost achiziționată, încă sunt discuții cu Rompetrol și acolo nu vreau să fac neapărat un cantonament pentru FC Petrolul, acolo vreau să creez acea bază de atletism care Ploiești nu mai are. Uh-huh. Din nefericire, după ce am preluat stadionul, l-am dărâmat pe cel vechi, am construit pe cel nou, nu a reușit, vechiul administrator public nu a reușit și nici eu până acum, să construiesc o pistă de atletism conformă. Pentru că astea erau între obligațiile pe care Ploieștiul le-a avut, le are și le va avea. Corect. Este una dintre obligațiile pe care le-am asumat în momentul în care am preluat stadionul administrarea municipalității. Motiv pentru care încercarea mea este de a prelua acest teren de la Rompetrol și de a construi acolo o bază de pregătire pentru atletism, cu acele 5-6 piste obligatorii, acea pistă de atletism. Este loc? Este loc, cu un teren de antrenament pentru fotbal, pentru rugby. Care există și pentru cei care vor să trebuie reamenajat. În același timp sper să obțin și terenul de sub bazinul Vega, pentru că nici terenul de sub bazinul Vega nu este al nostru. Și încerc să creez în acea zonă o bază de pregătire pentru și pentru alte sporturi. Și pentru alte sporturi, pentru că uite, nu vă ascund, am avut o discuție cu Federația Română de Rugby și încerc să aduc cât se poate de repede un meci de rugby la stadionul Ilioana. Uh-huh. Adică, nu, eu acest stadion trebuie să înțelegem cu toții. Trebuie să producă niște bani, pentru că el a consumat foarte mulți bani și consumă foarte multe resurse din bugetul primăriei, din bugetul local. Pe care el trebuie dus și spre alte activități care să aducă alți bani. Am avut o discuție cu domnul Pițurcă când la
La cupă, probabil. La meci, da, la cupă, probabil, nu mai știu când. Și l-a rugat, domnule, încearcă să-mi aduci și mie echipa națională la Ploiești. Este un stadion foarte bun pentru așa ceva. Nu vreau să-mi aduci derbiuri în care joacă România. Da, du-mi amicale, du-mi meciuri în care... Un meci în care ploieștenii vin cu mare drag. A, înțeles, și sper cât de curând să avem și un astfel. Da, s-ar putea chiar una... August spre sfârșit sau septembrie, nu știu ce meci. Să fie un meci la Ploiești, da. Alex Cristian întreabă când se va finaliza sala Olimpia și dacă lacul din apropierea sălii cumva s-a transformat în bazin de not pentru anumite etnie. Bă, anumite etnie, vedeți că mănâncă lebe de la Viena și transformă Palatul Buckingham în altceva. Am această problemă. Chiar acum când se vin la dumneavoastră la studio, chiar la o intersecție, a sărit un anumit etnic de ăsta de vreo 20 ceva de ani, adică în floarea vârstei, să spele parbrizul mașinii primăriei. Motiv pentru care, evident că și eu m-am enervat foarte tare. Nu poți fi peste tot, nici cu poliția locală, nu suntem încă nici pregătiți, nici din punct de vedere mental, nici din punct de vedere material. Și cu aceste concepții și cu aceste filozofii de viață vom avea de luptat cu toți. Corect. Și sala când va fi sala sporturilor, chiar azi am avut discuție cu constructorul sării sporturilor, termenul pe care l-am dat atât eu, cât și domnul Ponta, domnul Dragnea, este 10 septembrie. A, deci foarte repede. Dacă vă duceți la sală, o să vedeți că a fost terminată și în spate, acum se închide, a început să pună gresia, faianța, suntem la un stadiu înainte. Hai, o lună... Sunt probleme cu decontările, că de-aia avem și constructorul, că nu-i dă banii ministerul și că el ce face și dă asigurări de telefoane la minister, vor și cu secretarii de stat. Lucruri care țin de bucătăria. Aș vrea să-mi răspundă distinsul primar dacă dânsul și-ar lăsa odrazele să facă cursuri de not la bazinul Vega, întreabă Alex Criste. Da. Deci fără frică. Da. Haideți să mai vă spun de ce fără frică. Faianță, nu mai pică, că le-am reparat. Sunt reparate. Bag reparație și bazinul mic pentru copii. Exact pentru ce vorbește domnul. Pentru copii, nu știu, tuturor o să bag bazinul mic în reparație. Am schimbat termopanele pentru că era curent și acolo era așa, erau o jale. Evident că nu arată ca nou. Și nici nu o să arate vreodată ca nou. Este un bazin olimpic de not de când lumea, în care s-au băgat bani numai pentru cât o cârpeală, în condițiile lucrărilor de la stat, că le știți cu toții, și evident că niciodată nu va arăta ca nou. Însă ce voi încerca eu să rezolv, pe cât se poate toate problemele, astfel încât să nu există riscuri cu privire la integritatea corporală a copilului noștri, din punct de vedere al bazinului, din punct de vedere al modului cum e întreținută apa, tot ce este de acolo, eu vă asigur că este la standard de sănătate maximă. Ok. Am și o întrebare. Spune-mi, te rog, dau deoparte. De ce nu se dă un astfel de bazin, adică să fie trecut în proprietatea statului sau al cui este, a ministerului, în proprietatea lui Popescu. Popescu care vine cu o găleată de bani și care vrea să facă el o bomboană de bazin. Și care să-l tragi la răspundere că nu face. Păi pentru că n-a venit niciun Popescu până acum. Pentru că dacă Popescu la care are gămadă de bani vrea să facă așa ceva, face unul nou. Uh-huh. Că e mult mai ieftin și mult mai... Este mult mai ieftin? Este mult mai eficient de întreținut. Adică din punct de vedere costurilor lunare. Domnul primar, de ce nu s-a făcut o sală nouă de sport atunci, în locul celei de la Olimpia? Acum mă întrebați pe mine. Întreb! A zis asta acum. Așa s-a considerat oportun de către fost administrație. Ca să iasă Borșu, care ai spus că iese undeva jos. Să vedeți ce prostie e jos acolo. Deci o să vă închinați și cu stânga și cu dreapta. Deci este o prostie, o sală de sport cu niște stâlpi pe mijloc. Care nu poți să faci nimic. Asta s-a construit și acolo s-au băgat... Nu zic milioane de euro, milioane de lei, de roni. Doar pentru antrenament, nu? Eu știu, pentru încălzire, da, fără minge, nu știu. Probabil că o să o folosim la ceva de genul ăsta, de încălzire, de... Nu știu, ați la fost ce prezent la derbiul de trap de anul ăsta? Nu, n-am fost prezent. Vă place cum se prezintă ipodromul, dacă n-ați fost logică, nu știți? Nu, ipodromul, haideți să vă explic o dată cu ipodromul. Ipodromul acum se termină proiectarea, s-a terminat, cred, proiectarea, de la cap la cap pentru nou proiect. El este depus la Agenția de Dezvoltare Regională pentru a semnat contract de finanțare de execuție, de finanțare europeană, 50% din fonduri vin de la Uniunea Europeană, 50% din bugetul local. Însă acest lucru nu poate fi demarat până noi nu terminăm toate adjudecările la licitațiile care le avem până acest moment. Pentru că din economiile care se fac la licitație, rămân banii pentru ipodrom. După ce adjudecăm tramvaiele, pasajul, Parcul Municipal Vest, din banii care rămân, o să ne putem permite semna finanțarea și
da în licitație și acest proiect. Cam cât ar trebui să fie mai dureze așa? La sfârșitul mandatului, așa? Ca să înțelegeți, vă explic. Până la sfârșitul mandatului meu, toate aceste lucruri trebuie să termine. Și nu pentru că vreau eu. Eu oricum vreau să termine mult mai repede. Pentru că termenul prevăzut de Uniunea Europeană pentru finalizarea proiectului, ăsta este. 2015, decembrie 2015, trebuie terminate toate aceste proiecte. Gata. Este termen limită. Dacă ies din aceste termene, nu mai primești banii. Fiți atent aici la întrebare. Cât sponsor ați reușit să convingeți să vină alături de Petrolul în condițiile performanței echipei din acest sezon? Niciunul. Și de ce? Pentru că se numește trafic de influență. Atunci a nu face trafic de influență și a ruga, a... Domnul Ghirescu, dacă dumneavoastră aveți... Dumneavoastră, sunteți Dan Capăr. Și aveți o echipă, privată, a dumneavoastră, o societate comercială, care scoate profit. Da? Ea e societatea comercială, pentru asta e făcută, pentru a scoate profit. Da? Și eu, primarul municipiului Ploiești, îl chem pe domnul Popescu. Și îi spun, domnul Popescu, te rog eu frumos, dă-și tu 10.000 de euro lui domnul Anghelescu, domnul Capră. Cum se numește asta? Corect. Gata, nu mai... Pot însă face, și am făcut lucruri de maniera următoare. Vorbit cu societatea Lucoiești și am spus, domnule, uite, eu sunt mândru de echipa noastră. Vă place Petrolul Ploiești? Și domnul de la Lucoiești să zică, da, îmi place. Mă bucur mult că sunteți alături de noi ploieșteni. Asta pot să fac. A, o discuție la modul la care discuții de acest gen. Însă mai departe, ține de conducerea echipei de fotbal, de conducerea societății comerciale, în a concretiza și încheia acte. Se vorbea în urmă cu ceva vreme că un sponsor extraordinar de mare, un sponsor generos, ar veni alături de Petrol. Nu o să vină niciun sponsor generos alături de Petrol. Dar de ce? Pentru că este exact ceea ce vă spuneam mai devreme. Atunci când sunt interese private la mijloc, lucrurile sunt privite de foarte mulți oameni ca o afacere. Și cum trebuie făcut ca să vină atunci sponsorii? Să nu mai fie oamenii ăștia la conducere? Ba nu, ei să fie, dar trebuie să facă o activitate de marketing bazată pe profesionism. Păi dacă nu se pricep? Să-și angajeze om. Un singur om trebuie? Doi. Eu știu că domnul Walter, când venise la Petrolul Ploiești, avea vreo 5 fete pe acolo, marketing aduse de pe la București. Grădinițe, cu școli. Și venise cu grădinițe, cu magazine, cu școli, cu curățenie. Cu... Nu mai asta înseamnă marketing. Uh-huh. Adică, mă scuzați, eu am mai avut invitați la FC Petrolul, da? Și probabil că am avut 7-8 oameni care mă sunau. Dom'le, putem să veni și noi la meci? Și funcție de ce reușeam. 2-3 invitații, că na, nu sunt invitații. Da. Marketingul se face încercând să aduci oameni adevărați. Adică... Grei. Să, scuzați-mă, să mai pleci și capul. Că în viața asta nu numai cu capul sus merge. Nu mai mândru. Da, mândria de multe ori naște și altceva. Da. Și până la urmă, când vine primarul... Nu, acum, ascultați-mă. Echipa FC Petrolul Ploiești, repet, are un buget. Societatea comercială FC Petrolul Ploiești are un buget fantastic. Și repet, 3 milioane de euro de la Liga Profesională de Fotbal. 1 milion de euro din restul publicitate, bilete, loje, sunt 4 milioane de euro. Nu spun ce poate să mai vină pe deasupra, publicitate, marketing, alte de astea. Cu 4 milioane de euro în condițiile actuale în România. N-ai voie? Nu ai voie să fii major de locul 4. Dacă la acești 4 milioane de euro mai adaugi o recunoaștere a comunității pentru activitatea ta, care se numește o premiere pentru ceea ce ai făcut. Și care până în acest moment a însemnat 1.200.000. Mai poate însemna până la sfârșitul campionatului, chiar total, 3 milioane. Da. La 4 milioane adaugi 3 milioane, ajung la un buget de 7 milioane de euro. Vă rog să mă credeți că nicio echipă din România nu are buget de 7 milioane de euro în acest moment. În acest moment. Da. Niciuna. Am înțeles. Eu sunt convins de treaba asta. Și dumneavoastră știți că lucrați în domeniu. Corect. Unde stă primarul când vine la meci? Cel mai des am stat cu alături de conducerea FC Petrol în loja numărul 7. A, nu că nu mă interesează numărul lui, mă interesează numărul și da? Unde, da, loja numărul 7. Da. Și de azi încolo, adică de regulă acolo, de regulă acolo stau, la loja 7, da. Eu, acum, credeți-mă, eu pe stadionul Ileoana am foarte mulți prieteni care au loje. Am înțeles, da. Că sunt în orașul ăsta de o grămadă, de o viață. Și știu aproape pe toți, mai ales acolo sunt principale societăți comerciale ale orașului, da. Eu pot sta în orice lojă. Nu cred că e o lojă în care... Poate n-aș sta în loja oaspeților. Corect. Dar și acolo, credeți-mă, în țară îi cunosc pe foarte mulți dintre oameni și n-am nicio problemă asta și acolo.
Deci pot sta oriunde. Însă mi se pare normal să stau alături de conducerea acestei echipe. În loja oficială, cum ar veni. Da. Din păcate, timpul alocat emisiunii a luat sfârșit. Mulțumim domnului primar pentru prezența în emisiune. Îl mai așteptăm și cu altă ocazie. Nu de altă, dar au rămas o grămadă de întrebări. Întrebări care, cu siguranță, probabil se vor reporta. Așteptăm ca petrolul să meargă în continuare pe același trend. Așteptăm să batem acum. Mergeți în Olanda? Nu. Nu mergeți pentru că nu aveți timp. Mai faceți Ploiești întâi ca și Olanda și după aia mergeți în Olanda. O să fac și Ploiești. Stimații... Auziți, dar nu cu etnobotanice. Nu cu etnobotanice, dar cu arena cu iarba de la Ilie Oana, oricum nu ne-am făcut de râs atunci când olandezii au venit. Mulțumesc pentru atenție, stimații telespectatori. O seară bună în continuare. La revedere!